Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Da, știu că am o față de bord, am dormit multe ore și tonul meu a ajuns se pare. În fine, astăzi facem un videoclip inspirat de la alții de afară, pentru că ca un adevărat român când plec în afară știu să fur. Am aici pe această roată marile orașe din România, aproximativ toate reședințele de județ plus capitala și o să dau pe vreo 10 de-astea, de vreo 10 ori să se învârtă și voi pune după aia aici frumos în Photoshop. Voi scrie cam primul cuvânt care îmi trece mie prin cap sau primul cuvânt pe care îl consider eu că ar reprezenta diferitul județ în care se află acel oraș. N-am băgat orașe de-astea mici gen Urziceni sau mai dați voi câteva orașe de-astea mici, Zimnicea, le-am lăsat doar pe astea mari. Dacă eu o să fac o variantă și cu orașe de-astea mai mici, chit că probabil de unele n-am auzit. Hai să trecem la treabă, să dăm prima rotire, să vedem ce o să ne pice pe aici. Pac! Și să vedem, orașul care ne va pica este... Alba Iulia. Bun! Fiindcă ne-a picat Alba Iulia, hai să punem aici în Photoshop, avem textul selectat. Alba Iulia ar veni aici. Și când ne auzim Alba Iulia, la ce ne gândim noi? La ziua națională, 1 decembrie, adică pe scurt, Marea Unire. Sunt două cuvinte, dar mai facem excepții. Pune frumos, Marea Unire. Bun, aici a avut loc ceremonia. Ceremonia? Da, cred că ăsta ar fi termenul. Hai să vedem acum următorul oraș. Alba Iulia, fiindcă a picat, îi dăm elimină. Să învârtim din nou. Pac! Și să vedem ce ne pică. Vreau ceva mai așa, să băgăm și niște stereotipuri. Și ne pică... Ploiești, la limită cu Satul Mare. Și fiindcă ne-a picat Ploieștiul, Ploieștiul este aici în Prahova. Când ne gândim la Ploiești, sunt mai multe cuvinte ce ne trec prin cap. Cum ar fi boschetarii de la gara din sud, de la Ploiești Sud, sau... UPG-ul pe unde sunt mulți PSD-iști acolo, dar probabil că cel mai comun lucru pe care îl are nu doar Ploieștiul, ci toată zona Prahovei ar fi poluare. De ce? Pentru că, să fim serioși, că în Prahova este un aer extrem de poluat de la toate rafineriile alea. Mai am abonați care locuiesc în zona Ploieștiului și mi-au spus că au fie rafinării pe acolo, fie fabrici de detergenți sau chiar fabrici de bere, alea nu poluează la fel de mult, dar și cu o ducoare insuportabilă. Așa că punem poluare la Ploiești. Și mai e și chestia cu ai întors-o ca la Ploiești, dar prea mult de explicat. Hai să mai învârtim. Am zis 10 orașe, până acum am băgat 2. Din nou, opa, să vedem ce ne pică aici. Și să vedem ce oraș ne pică. București, Arad, Pitești, Bacău. Bun, să vedem ce avem pentru orașul Bacău. Hai să dăm aici pe Photoshop să se vadă Photoshop-ul. Bun, stați că am intrat pe Discord-ul. Unde e Photoshop-ul? Aici. Când ne gândim la Bacău, stai, Bacăul ar trebui să fie aici. Așa, Bacău. Ce avem în Bacău? Avem, avem YouTuber din Bacău, bine, avem YouTuber din toată țara. Avem lipsă de apă, de apă deloc, deci ăștia sunt fără apă. Dar o chestie mai personal pe care o știu eu referitoare de Bacău, îl salutăm și pe Halogen că de acolo e el. În zona asta aici, cam cu granița cu Harghita, sunt foarte mulți ceangăi, așa că vom pune ceangăi. Am abonați din Bacău care n-au ceangăi în zona lor, nici n-au auzit de existența lor, dar punem frumos ceangăi. Nu este nimic rasist aici că am pus ceangăi. Ceangăi sunt un fel de combinație între... maghiari din vechiul regat al Ungariei cu moldoveni. Practic cei care au migrat din zona asta unde erau maghiarii s-au dus în zona Moldovei, dar vorbesc continuare un dialect asemănător maghiarei. Bun, nimic rasist aici. Mai departe, am băgat și Bacău. Să vedem ce cuvinte mai avem. Pardon, ce orașe mai avem și ce cuvinte dăm. Se învârte roata aici. Hai, DJ Vasile, învârtește roata, o să fie bine. Și ne-a picat... Pitești. Pitești, un oraș destul de frumos. Când ne gândim la Pitești,
sau când auzim de Pitești, ne vin în minte câteva simboluri ale Piteștiului. E Rafael, că e printre cei mai mari YouTuber și e de acolo. Fabrica Dacia, deși aia e cam pe la Mioveni, nu la Pitești. Și tocmai de asta nu o să pun Dacia, că Dacia e la Mioveni, nu la Pitești. Chiar dacă este lângă, nu contează. Județul Argeș este acesta și știți ce vom pune noi la Pitești? Știți ce vom pune? Exact, pentru ăștia care sunteți un pic mai mari, vom pune frumos permise auto. Pentru că la un moment dat se luau foarte ușor permisele auto la Pitești, se dădeau niște șpăci frumoase. Nu mai știu care fost primar din București parcă a avut permisul tot de acolo. Parcă Piedone sau poate altul, sper că nu greșesc, dacă greșesc îmi cer scuze. Am avut și Piteștiul, unde deși înainte se lua permisul foarte ușor, dădeau și păguță și le-a luat, acum se ia greu. Un prieten a înscris-o la școală de șofer pe prietena sa, tocmai în Vâlcea, ca să nu dea de polițiștii aia foarte răi de acolo. Care o metodă care era de așteptat. Aia, s-au luat permisele ușor, gata, nu le mai luați așa de simplu acum. Bun, să ne întoarcem la rotirile noastre. Cred că am băgat vreo 4 până acum, hai să dăm următoarea rotire. Să vedem ce oraș ne pică. Sper să-mi pice un oraș de care am habar de existența lui. Nu! Putea să pice Slobozia, dar a picat Buftea. În caz că nu știți și nu sunteți din zona de sud, Buftea este reședința de județ pentru Ilfov. București-ul București, chiar dacă e conjurat de Ilfov, n-are nicio treabă București-ul cu Ilfov, Ilfovul la capitolul administrației, ca să zicem așa, și de aceea am pus Buftea. Și dacă a picat Buftea aici pe Ilfov, știți ce vom pune noi la Buftea? Vom pune... Știți că fac reclamă acum. Vom pune Pro TV. Vom pune Pro TV-ul, pentru că majoritatea studiourilor de la Media Pro, de la cei de la Pro TV unde au toate emisiunile, sunt din zona aceea. Așa că Pro TV-ul va fi pe Ilfov, pe Buftea. Da, un oraș nu foarte mare în comparație cu altele, dar asta e. E reședință de județ, am pus toate reședintele de județ. Să ne întoarcem la oile noastre. Bun, am avut și Buftea, îi dăm elimină și mai învârtim o dată. Hai să vedem, nu ne pică și nouă Vasului sau Slobozia, că sigur asta vreți să auziți. Bun, să vedem ce am putea pune noi la Arad. Aradul, după cum știți, este la granița cu Ungaria și probabil singurul lucru care îmi va trece mie prin cap în anii următori legat de Arad, ca alte cunoștințe despre acest oraș n-am, vom pune frontieră. Frontieră, pentru că se știe, când vor românii să plece cu mașinile în afara țării, am scris frontieră, hai că sunt alfabetizat aici, frontieră, așa. Mi se pare că nu mai știu sigur dacă Vama Nătlac e în Bihor sau în Arad, dar oricum majoritatea românilor când pleacă din țară asaltează vamele din Arad, din Timiș și din Bihor. Să plece prin Ungaria și de acolo mai departe în Europa, probabil spre Germania. Bun, ne întoarcem aici la roata noastră, eliminăm și Aradul, hai să vedem ce ne mai pică. Și dăm frumos să se învârte, hai, DJ Vasile învârtește roata și ne pică Oradea. Oradea care, dacă nu mă înșel, este cel mai frumos oraș la ora actuală din România. Și da, mai sunt maghiari acolo, probabil unii nu vă înțelegeți cu ei, cam cum e în toată zona aceea la graniță cu Ungaria, mulți maghiari. Ce mai avem în Oradea? Infrastructură, nu știu acum cam ce cuvânt să folosesc. Deci pentru Oradea putem avea dezvoltare, infrastructură, da, cred că o să punem modernizare, că e modernizat. No, o să punem dezvoltare, că e cel mai dezvoltat oraș, cel mai frumos la arhitectură și punem frumos modernizare. Bun, un pic am câși așa, o să-l învârtim un pic să aibă loc scrisul. Gata, și avem aici modernizare, cam pixelată harta asta, dar aia. Dăm elimină. Ah, de fapt, stați că acolo la Oradea mai sunt și studiouri de-astea unde se dublează, cum se cheamă, desenele animate în română și de acolo este și
megastarul nostru de pe TikTok, Sebastian Lupu, actor la Teatru Oradea și dublat și desene. Hai să dăm mai departe. Deci am eliminat și Oradea, să vedem ce oraș ne mai pică. Hai că mai băgăm câteva și game, să nu iasă prea lung episodul. Și ne pică Focșani, București. Avem București aici. Îi dăm frumos, se elimină, să știm că am avut și Bucureștiul. Și hai să dăm să se vadă din nou Photoshop-ul aici. Pac, București. Acum am dat seama de o chestie nasoală, că am pus ProTV-ul pe partea aceea. Ce fac acum? Stau să le înghesui? Hai că facem așa. Ăsta unde este ProTV-ul, îi dăm control T și îl facem mult mai mic, îl punem aici. Mergea să pun doar emblema de la ProTV. Așa. Scrisul ăsta mic de nici nu se va înțelege ProTV-ul. Și acum pentru București, că tot aici este capitala, am putea pune multe. Mall-uri, metrou, aeroportul, mai lumea merge la aeroport mai mult în ce acolo, Otopeni, așa. Dar lucru care definește cel mai tare pe București, poluare n-am pus, nu punem la București, că e la Prahova, vom pune definiția, sau mă rog, cel mai important, din păcate, aspect al Bucureștiului, vom pune trafic. Pentru că, cu toții știm, te duci cu mașina în București, aie, baftă, stai mult în trafic, îți faci prieteni noi, ce se întâmplă în traficul din București, rămâne în traficul din București, se pot întâmpla multe chestii când ești cu mașina în coloană acolo. Bun, am pus și Bucureștiul. Hai să vedem ce mai avem. De fapt, în București puteam să mai pun multe boschetarii, multe aspecte de-astea de rău, dar și aspecte bune. De exemplu, Casa Poporului, simbolul comunismului. În fine, hai să continuăm. Să vedem ce ne mai pică nouă. De ce presi că o să-mi iau la videoclipul ăsta de la majoritatea celor cărora le pic orașele? Avem aici Suceava. Ce am putea pune la Suceava? Ia să ne gândim, să trecem înapoi aici. Avem Suceava aici. Dita Mai, județul, unul dintre cele mai mari județe. Deci, în Suceava avem așa. Practic am pe unde se agață harta în cui aproape. Mai e o bere Suceava, bucovineni, ei nu sunt moldoveni, sunt bucovineni. Dar cred că un aspect trist pe care l-avem acum în Suceava și vedem la recorder, o grămadă de reportaje, vom pune defrișările, stați că nu scrie, așa, defrișări. Pentru că în județul Suceava, la ocolul Silvic Bucovina Parcă sau pe unde am mai văzut la recorder, sunt foarte multe defrișări. Ae, nasol, că avem multe defrișări în Suceava. Mai departe, eliminăm și Suceava. Să sperăm că nu o să pice acum vreun județ de care, vreun oraș de, nici nu cunosc prea multe chestii legate de el. Aia, Suceava, cu tot județul Suceava, de frișeri multe în zona aia. Hai mai departe să vedem ce ne pică și avem Alexandria și nu orașul antic din Egipt unde era dita mai biblioteca și farul acela. Nu, Alexandria, orașul din Teleorman. Reședința de județ a Teleormanului. La Teleorman se mai spun Teleolteni. Pentru că e aproape de Oltenia. Hai să deschid Photoshop-ul și eu. Da, Teleormanul aici, că de pe partea asta dată începe Oltenia. Și ce putem pune altceva pe Alexandria și mai ales pe tot județul Teleorman decât pe, stai că nu se scrie, pe, stai, PSD. Pentru că, bineînțeles, Dragnea, Dăncilă, majoritatea sunt de acolo. AE, PSD pe Teleorman. Câte avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bucureștiul îl lasă acolo, 6, 7, 8, 9. Hai să mai punem încă 2, fie de la mine și dacă e mai fac și partea a doua. Și dacă e, elimin, mă uit după aia ce am filmat pentru episodul următor să le elimin de aici. Dacă e, îmi puneți și orașele voastre, dar pentru o altă parte. Hai să mai învârtim o dată, DJ Vasile, învârtește roata ca să fie bine. Ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică? Craiova! Mare rost! Ce să mai punem la Craiova? Deja știți ce o să punem la Craiova. Ceva tipic pentru craioveni și anume, stați, Craiova e aici. Ceva tipic pentru zona aceea, sper că n-am greșit județul acum. De fapt nu, sper că n-am greșit.
aici e Târgu Jiu, aici e Drobeta, aici e Craiova, Caracal și Vâlcea. Bun, hai că mai știu un pic de geografarsă. Deci la Craiova ce punem altceva decât cuțitari. Pentru că în Craiova sunt cuțitari la greu, alții sunt și cu săbii ninja, depinde de cartier, cel mai probabil. Bun, deja ne-au picat două orașe mari, Bucureștiul și Craiova. Hai să mai băgăm un ultim spin, o ultimă învârteală și pentru azi și chem episodul și poate facem partea a doua, zdem ce orașe mai pică de aici. Și învârte, ia să vedem ce ne pică astăzi și hai ceva mai mișto. A trecut pe lângă Slobozia și avem Baia Mare. Interesant că în zona aia toate orașele se cheamă Baia Mare, Satul Mare, ce denumiri mai sunt. Bun. Baia Mare mi se pare că e în județul... aici e Bistrița. Aici este Satul Mare, deci Baia Mare mi se pare că e în județul Maramureș. Hai să mă uit un pic pe Google să nu greșesc. Ia stați să văd. Baia Mare. Baia Mare nu e în județul Satul Mare, în zona aceea. Să dau un pic pe imagini să văd. Baia Mare, hartă. Da. E în județul Maramureș, că mai jos acolo e Bistrița. Deci Baia Mare este undeva în zona asta. În Baia Mare avem îngerii negri, dacă știți de povestea aia, cum de prin sud pe la București e chestia cu ambulanța neagră. Dar cred că cel mai aș putea zice unde se agață harta în cui și mai e ceva, un turn foarte înalt acolo. Dar o să punem frumos hai că scriem doar cui. Puiul unde se agață harta, că aproximativ cam undeva pe aici. Mai era o glumă că cică harta României se agață undeva prin Ucraina, se bate cuiul ăla în sfoară, în fine. Dar cam pe aici ar fi, în zona asta se agață harta în cui. Sper că în Zighetul Marmației e un monument cu un cui. Sper că n-am greșit locul unde pică Baia Mare. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut această idee. Lăsați-mi părerile voastre în secțiunea de comentarii. Sunt curios ce părere aveți, dacă v-a plăcut lăsați și voi un like, dacă nu v-a plăcut lăsați un dislike că nu vă supăr, oricum eu vi le văd, chiar dacă voi nu o să le vedeți, eu le văd. Și cam atât. Vă aștept la partea a doua, dacă o doriți. Ciao les tuturor!